continuăm să vorbim cu fete despre fete. Le salut cu mare drag pe următoarele noastre invitate. Este vorba despre Natalia Dabija, jurnalistă. Bună, dragă Natalia! Bună seara și bine v-am găsit! Îmi pare bine, bine, bine că ai... că ai acceptat tu să vii, dar îmi pare bine că Bianca, fiica ta, a acceptat să vină în emisiune. Bună, Bianca! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Îmi pare bine, fetelor! Cred că multă lume vă spune că... nu știu dacă sunteți mamă și fiică sau surori, pentru că și semănați și păreți chiar apropiate și ca vârstă. Natalia, compliment pentru tine, arăți foarte bine. Da, mulțumim. Se spune des, apropo, da, acest lucru? Da, 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 se spune chiar des. Chiar zilele trecute am primit această remarcă. Așa, de la cine? De la cineva din colegii tăi, poate Bianca sau nu? Nu, era un domn matur. Cred, compliment pentru mama a fost. Am înțeles. Eu mă bucur. Normal, normal. Astăzi este Ziua Internațională a Fetelor și noi am zis că e o oportunitate bună să vorbim despre fete, despre relațiile dintre mame și fetele lor. Natalia, tu mai ai o fată? Da, mai am încă o fată și încă doi băieți. Și încă doi băieți. Egalitatea la tine. Da, 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 da. Dar fetele sunt mai mari și cumva aș putea să vorbesc despre relația mea cu ele, fiindcă reușim să facem foarte multe chestii împreună și atunci avem ce povesti cu adevărat. Băieții încă sunt mici și suntem încă așa la etapa de creștere. Dar... cu fetele, ce să zic, comunicăm foarte, foarte mult, comunicăm despre orice, chiar începând cu când se termină orele, noi discutăm ce a fost la ore, cine, ce a povestit, cum arăta profesoara, absolut toate domeniile și probabil că asta ne și apropie. Și terminând cu treburile casnice, noi mereu le facem împreună, fiindcă suntem mulți și trebuie toate să le împărțim. Așa, dacă vrem să mâncăm, cineva se duce la plimbare cu băieții, cineva este la bucătărie, adică pe toate le facem împreună. Și, Natalia, dacă îmi dai voie, o să te întreb despre vârste. 4 copii e mult. E mult, nu știu. E, da, 4 copii nu e unul. Bianca este cea mai mare, da, Bianca? Da, am 14 ani și este, chiar dacă este o diferență mare între mine și frații mei mai mici, suntem într-un fel în perechi, pentru că eu cu sora mea suntem la o diferență de 3 ani și atunci ne înțelegem mult mai bine. Și deja băieții, care la o diferență de 2 ani s-au născut. Bianca, cea mai mare, 14 ani. Urmează Alexandra. 10 ani. 10 ani. Și băieții? Nicolae și Mihăiță au 4 și 2 în curând. Superb! Și, Bianca, povestește-mi puțin despre cum ai reacționat tu când, mică fiind, ai aflat că mai vine o surioară pentru tine. Îți mai amintești momentul acela? Nu cred, că doar vagi amintiri despre momentele când eram mai mici, le-am petrecut împreună, pot țin minte, când locuiam la vechiul apartament și ieșeam afară, ne jucam împreună. Toate momentele acestea au fost interesante. Cu băieții, știu, țin minte reacția mea, pentru că am luat totul foarte spontan și, nu știu, ceva șocant, dar care ar trebui până la urmă să accept. Când le-am zis că, uite, o să mai aibă un frățior, adică pe Mihăiță, ambele fete în cor, încă unul? Da. Vai. Păi și când a venit cel mai mic? Da, păi cel mai mic. Cel mai mic e vorba. Da. Despre cel mai... El deja fiind obișnuite cu regimul, știu ce înseamnă să ai un bebeluș în casă, nu dormi când vrei tu, nu faci ce vrei tu. Așa. Dar asta, într-un fel, le face mult mai responsabile. Chiar și profesorii de multe ori ne spun, uite, Bianca este mult mai responsabil decât ceilalți din clasă când merge vorba să facem ceva, să concepem sau avem de făcut un proiect. Treburile astea casnice, cumva, pe ele le... menajează că, uite, eu am o responsabilitate, am un scop, trebuie să fac asta, să reușesc să-mi fac temele și după asta mai am încă ceva de făcut. Adică este un lucru bun până la urmă. Cu siguranță. Bianca, tu cum ai descrie relația pe care o ai cu mama? Cred că mereu între noi a fost o legătură puternică. Poate nu din cauza faptului că sunt prima fiică, dar poate are și ceva efect acest lucru. Dar mereu m-am simțit mai aproape de mama, pentru că ne înțelegem mai multe domenii, fie la școală sau chiar situațiile din viață. Mereu mă ascultă și primesc un răspuns pe care îl vreau.
Poate avem păreri contradictorii, dar mereu ajungem la un numitor comun. Așa. Există și momente în care vrei să petreci timp singură și îți găsești activități de ale tale, de ale fetelor. Da, cred că fiecare are aceste momente. Și ce faci? Nu știu, ce, de obicei cu prietenele tale... Da, dacă vorba de prieteni, atunci ori prin oraș, cred că sunt multe activități. Sau dacă mergem în grup să lucrăm la un proiect, ceva, la bibliotecă sau atunci la o cafenea, nu știu. Timpul cât mai interactiv să petrecem. Bianca până de curând a făcut tenis, deci erau seriile, dedicate. Da. Și avea timp pentru ea destul. Pentru că astăzi este Ziua Internațională a Fetelor, se vorbește mult și despre drepturile fetelor și despre faptul că, din păcate, în lume, fetele au mai puțin acces la educație și la oportunități. Și, Natalia, voiam să te întreb dacă tu, ca părinte, ca mamă, simți nevoia să le educi pe fete altfel decât pe băieți? Sau nu faci aceste diferențe pe bază de gen? Nu cred că este o diferență. Dreptul la educație, exact așa cum la fetele, cred că exact la fel o să le oferim același suport și băieților, dar de multe ori țin să le impulsionez și mă ambiționez, mă țin de ele așa, în niște activități, ele să participe neapărat. De exemplu, când au competiția, îmi dai voie, Bianca, să zic, de tenis de masă. Bianca nu știe ce vreau să zic. Da. De tenis de masă, sunt doar băieți înscriși, fiindcă fetelor le este frică și atunci am insistat, Bianca, eu te rog, măcar să particip și ăsta o să fie primul pas pentru celelalte fete, nu o să le fie frică, asta nu este ceva de rușine, ca noi să participăm, asta e un joc, ca tu să ieși acolo să joci, nu contează că este băiat sau este fată și m-am ținut de capul ei până a jucat cu toți băieții și le-a demonstrat că și fetele pot juca tenis, nu este ceva. Dar în chestii din astea eu insist că uite, trebuie să ieși și tu să spui că da, eu tot pot să fac asta, indiferent că sunt fată sau băiat. Uh-huh. Bianca, acum... Eu cred că competiția a decurs cât de cât bine. Am primit multe felicitări pentru că am fost singura fată, dar am lucrat mult că am participat și unele jocuri chiar le-am câștigat. Poate nu într-atât contează rezultatul, dar acest proces mult face pentru o fată mai ales. Uh-huh. Și ai simțit nevoia că, cum să zic, ai avut nevoie de mai multă putere, ai avut nevoie, iată, ca mama să te convingă, să te înscrii la aceste competiții și să lupți, practic, să lupți, să joci contra unui băiat? Nu cred, eu mai mult am venit acasă și am zis mamei despre acest eveniment și am zis că eu deja m-am înscris. Și bine, bravo! Și m-a ținut și m-a mai întrebat, dar alte fete vor fi? Și am zis că nu. Și atunci a venit să mă încurajeze, să-mi dea mai mult putere, pentru că, într-adevăr, acest pas pentru unele dintre noi nu este ușor de făcut. Mm-hmm. Bravo, bravo. Și așa să faci în continuare. Și acum nu pot să nu vă întreb despre proiectul de pe online, pentru că noi pe Alexandra și pe Bianca le tot vedem de ceva vreme încoace pe Facebook. Vreau să vorbim despre proiectul. Niciodată nu știu pe ce să pun accentul. Eu aș zice ciripeli. Ciripele. 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 Pentru că mie mi se pare că vocea fetelor, știi, sunt, ele când recită poezii, o fac cu atâta intonație, parcă sunt niște ciripituri de păsări. Da, știi? Da, sigur. Mă duce gândul. Bianca, a cui a fost această idee? A mamei. Deci, da, ea a venit cu inițiativa. Eu practicam cursul de actorie, Alexandra încă era la grădiniță și mama a zis că să combinăm aceste talente sau... Și am zis, hai să facem acest proiect, pentru că prima noastră poezie a fost Scrisoarea a treia, scrisă de Mihai Eminescu. Da, a fost o poezie mai grea, la care cred că am început-o cu dreptul. Bravo! Vouă v-a plăcut din start sau de când erați micuțe să memorizați poezii? A fost ceva ce v-a plăcut sau cumva... Eu cred că fiecare copil îmi place să memorizeze poeziile, uh-huh. Dar atunci când le reciți... se transmit sentimente, emoții și trăiri din viața reală, pentru că prin poeziile pe care ne le recităm vrem să promovăm literatura românească și eu cred că nu de când eram mici, dar iată, pas cu pas am învățat să iubim poeziile.
Noi am vrut să arătăm și copiilor, de fapt și maturilor, că poezia, recitatul, până la urmă și literatura, poate fi într-adevăr ceva interesant și de ce nu cool, ca să vorbim în termen modern. Da, în termen modern. Și nu este ceva de speriat dacă ai de învățat o poezie la română sau dacă cineva te roagă să reciți o poezie. Și am avut diferite campanii, de exemplu, poezii de școală. Am avut anul trecut, la începutul școlii, foarte multe poezii am primit, fiindcă, într-adevăr, copiii învață multe poezii la școală și atunci toată informația asta cumva se pierde. Dar este ceva frumos și noi toți am trecut prin asta, am recitat poezii și am învățat la ora de limba română. Câte duble trageți de obicei la o filmare, la o înregistrare? În trecut filmam de mai multe ori. Era mai greu să... Ori cineva uita un vers, ori ne bâlbâiam. Dar acum parcă mai repede, o dată de două ori și dacă trebuie mai edităm ceva, dar destul de repede. Da, tragem dintr-o dată tot, adică nu facem mult montaj. Sau... Cea mai bună variantă da, e da. Cu o seară înainte facem un brainstorming, ne adunăm și zicem așa, noi trebuie să transmitem mesajul acesta. Facem în felul următor și gata, mergem la filmări. Așa e cel mai bine, pentru că și noi facem o emisiune live, fără pauze, fără dubla 2 și e cel mai bine așa. Sigur. Dintr-o suflare totul. Mulțumim tare mult pentru prezență. Bianca, mersi că ai acceptat. Cu drag. Și te mai așteptăm, poate data viitoare vii cu Alexandra. Cu Alexandra, da. Da. Și mai povestim. Și Natalia, felicitări pentru familia frumoasă pe care da, o ai. Da, mulțumesc. Bravo, vă mai așteptăm cu mare drag. Vă mulțumim pentru invitație. Mulțumim foarte mult. Noi o să continuăm acum, stimați telespectatori. Nu uitați despre faptul că și în continuare tot despre Ziua Fetelor vorbim. Am uitat să te întreb ceva, Bianca, dacă îmi dai voie, revin la tine. Da. Uite, noi am ieșit pe străzile din Chișinău și am prins fete, în primul rând. Am vrut să vorbim doar cu fete și le-am întrebat pe fete dacă în copilărie sau în adolescență au făcut vreo prostioară pe care nu au zis-o părinților, dar iată, acum pot să o zică. Tu ai așa ceva? Ceva... Normal că prostioare am făcut, da, dar toate le-au aflat, chiar dacă am încercat să le ascund. Da, deci toate. Mama știe tot oricum. Da. Hai să vedem sau să auzim ce răspunsuri am cules noi de pe străzile din Chișinău.